Suspiciuni de corupție la fondul de garantare a creditelor. Numai puțin de 20 de percheziții au avut loc dimineață în mai multe birouri și la domiciliile unor angajați, potrivit unor surse judiciare. Procurorii au suspiciuni că persoanele cercetate obișnuiesc să condiționeze urgentarea îndeplinirii actelor ce intră în îndatoririle lor de serviciu, de primirea unor sume de bani. Potrivit unor surse apropiate a închetei, mita oferită varia între 200 și 500 de euro, fiind vizate până la acest moment 60 de soluționări în regim de urgență. În dosar sunt vizați un șef de serviciu din instituția publică, dar și alți funcționari și intermediari. Conducerea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii susține că a luat toate măsurile necesare, astfel încât investigația în derulare să-și urmeze cursul fără să afecteze activitatea instituției.